Cătălina, Ana Maria, Marian, Gabi, Remus și Tică au dat viață personajelor din piesa Didina și Emil. Jucată de două ori pe scena Ateneului Nicolae Bălănescu, comedia ce a smuls ropote de aplauze a ajuns joi seara și la oamenii din Izvoarele. Bună dimineața, domnule soț! Ați petrecut bine? Ce vorbă e asta, petrecut bine? Am fost și eu așa, ca omul care este. Emil? Unde mi-ai fost azi noapte? De ce n-ai venit acasă? Pentru că nu sunt tren să vin la oră fixă. Și pe urmă și trenurile mai întârzie. De ce n-aș întârzia și eu? Emil, te caut domnul... Chiripuricescu. Chiripuricescu? Emil! Ce vreți așa, omule? Sunt eu... Fostul tău coleg de bancă, Chiripuricescu. Chiripuricescu? Știi, n-am vrut să plec din București până nu cunosc pe soția ta și să-mi cer iertare pentru că, din pricina mea, ai întârziat azi noapte. Ce frumoasă-i doamna, Chiripuricescu, și timidă. Am fost în mar, la șapura, la culpa rondă, pe domnul. Bună dimineața! Bună dimineața! Fratele meu, Matei Pintenaru, judecător. Bună dimineața! Fost! Pentru că guvernul... Pe lângă alte ilegalități, a găsit cu care să mă destituie nemotivat. Actorii amatori au jucat la fel de bine și pentru publicul de la țară. Format din oameni simpli, oameni care își doresc să vadă o piesă de teatru, un spectacol sau un film în satul lor.